Chiar îmi place povestea asta! Eu, ești fric! Îngheț! Pune pătură pe mine! Sigur, Sammy! Poftim! E mai bine? Eu, acum e prea cald și vreau niște Nutella! Ok, ok, Sammy! Poftim, domnule Slime! Stai, Sue! Vreau niște chipsuri și niște biscuiței! Poftim! Ești ca trandafirul azi! Trandafirul? Care trandafir? E din povestea despre micul prinț! Sue, n-am citit cartea aia! Poți să-mi spui mai multe? Hai să mergem la masa noastră de lucru și o să-ți spun totul! Salutare, prieteni! Azi vom face o lampă inspirată din micul prinț. Aici avem vulpea, trandafirul și, evident, însuși prințul. Și vom începe cu părțile principale ale corpului. Primul nostru pas este să aplicăm un grund. Dragilor, grundul e obligatoriu dacă vreți ca vopseaua să se întindă frumos pe suprafață. Exact, Sammy! Ești un adevărat expert! Apoi vom trece la vopsea. Folosim câteva culori. Am ales verde, albastru și negru. Sue, de ce am ales mai exact culorile astea? Stai puțin, Sammy, o să explic totul. Micul prinț a locuit în spațiu pe mica lui planetă. Iar culoarea acestei rame o să ne aducă aminte de asta. Sue, micul prinț trăia singur? Nu chiar. Creșteau baobabi peste tot. Dar trebuia să-i scoată mereu din pământ ca să nu-i distrugă planeta. Sue, dar prieteni, avea și el? Sammy, ai răbdare, te rog! Ok, ok, te ascult! Odată, pe planeta micului prinț a crescut ceva ciudat, care nu arăta ca un baobab. Exact! Ai ghicit, Sammy? El era! Sue, dar de ce ai zis că am fost ca trandafirul azi? Micului prinț chiar îi plăcea trandafirul lui, dar era atât de capricios! Acum înțeleg! Îmi pare rău că uneori am toane! E ok, Sammy! Nu e vina ta! Toți suntem diferiți, cu diferite dorințe și nevoi! Cel mai important lucru e să fim buni cu oamenii din jurul nostru! Suzy, trebuie să-ți cer o favoare! Vreau să colorez tu trandafirul ăsta ca să-l pot pune mai târziu într-o vază. Iar în timp ce faci asta, o să te ajut să pictezi partea interioară a tăblițelor. Nimeni nu poate colora trandafirul mai bine ca tine! Prieteni, Sammy e de un mare ajutor! Dați-i un like pentru ce treabă bună face! Și ne vom ocupa de trandafir! Mai întâi ne vom acoperi floarea cu grund. Apropo, Sammy, cum merge cu pictatul? E totul bine! Am început și eu să folosesc grundul! Aveți grijă cu partea asta, nu vă grăbiți! Acum vom colora frunzele și locul unde e prins bobocul. Și la final vom adăuga un roșu aprins. Wow! Culorile noastre se asortează tare bine! Mersi, Sue! Ne-a mai rămas o ultimă parte a corpului. Aici vom folosi grund doar pe ramă. Hai să folosim un strop de magie. Gata! Acum vom adăuga niște culoare. Sue, uite ce vază am făcut pentru trandafirul nostru! Am terminat cu pictatul. Sammy, am nevoie de piesele alea. Sunt deja aici, Sue, ia-le! Mersi! Acum trebuie să asamblăm aceste două părți. Acum ne vom ocupa de straturile astea, dar mai întâi trebuie să le acoperim cu grund. Sammy, vrei să mă ajuți? Sigur, Suzy, lasă-mă pe mine! Între timp, hai să colorăm tufișurile pe care le-am pregătit deja. Și evident că vor fi verzi. Sue, am terminat deja! Apropo, ce face vulpea asta aici? Ce ochi ageri ai, Sammy! Vulpea nu a apărut aici fără motiv. Micul prinț a călătorit pe diferite planete și când a ajuns pe pământ, a întâlnit-o pe vulpe.
Miu, asta înseamnă că și tu m-ai îmblânzit pe mine? Nu, Sammy! Când ne-am cunoscut noi, am devenit cei mai buni prieteni! Apropo, adun piesele alea, te rog! Poftim, sunt aici, Siu! Mersi! Și? Micul Prinț și Vulpea au devenit și ei prieteni? Micul Prinț a îmblânzit Vulpea, dar apoi a zburat la stele! Apropo de stele, asta o să facem acum! O să le facem folosind o perie aspră și un băț de lemn! Cool, știu că suntem prieteni! De-aia o să te tot ajut! Micul Prinț a vizitat 8 planete în total. Pe fiecare dintre ele a învățat ceva nou. Și iar dăm de verdeață! Și eu tocmai ți-am pregătit următoarea ramă! Poftim! De data asta vom începe cu planeta! Sammy, știi vorba? Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, căci ele se simt doar cu inima? Sigur! E un citat din Micul Prinț? Da, Sammy, te-ai prins! E din cartea asta! Ok, hai să ne aprindem stelele acum! Pac! Gata! Bravo, Siu! Iar eu voi picta singur partea asta! Tu te poți ocupa de detalii! Vom începe cu Micul Prinț, evident! Și cu eșarfa lui galbenă! Micul Prinț o să fie elementul cel mai colorat de pe lampa noastră, pentru că el strălucește a bunătate! Ca bunătate? Normal, Sammy! Tu mereu mă ajuți și faci o grămadă de chestii drăguțe pentru alții! Prieten, dați un like dacă vă place și vouă să faceți fapte bune! Ca să pictăm pielea prințului, vom amesteca alb cu maro. Și a mai rămas un singur personaj! E Vulpea! Exact, Sam! Vulpea noastră o să fie cu siguranță de un portocaliu aprins! Sammy, știai că în afară de vulpe, Micul Prinț a mai întâlnit pe altcineva pe pământ? Eu cred că știu cine a fost! A fost un șarpe! Da, Sammy, dar nu a fost la fel de prietenos ca vulpea! De fapt, șarpele a fost prima creatură pe care a întâlnit-o pe pământ! Micul Prinț a fost foarte curajos, din moment ce nu i-a fost frică să călătorească singur pe toate planetele astea. Așa e, Sammy! Și am terminat aici! Hai să începem asamblatul! Dragilor, am pregătit deja circuitul electric pentru lampa noastră. Trebuie doar să unim toate straturile. Uitați-l pe primul! Acum vine al doilea strat! Al treilea! Și în sfârșit al patrulea strat! Arată așa cool! Ia partea asta! Abia aștept să atașăm micul nostru trandafir! Sammy, poți să-l aduci deja aici! Tocmai am terminat să asamblez! Ura, Siu! Poftim trandafirul! Trandafirul nostru va fi aici, pe planeta Micului Prinț! Iar aici vom avea o stea! Chiar mai multe stele! Dragilor, faceți cunoștință cu personajele noastre principale! Mai trebuie doar să ne acoperim lampa cu rama! Siu, abia aștept să văd lampa noastră în acțiune! Hai să o prindem chiar acum! Ok, Sammy! Stai să pun ultima piesă aici! Uhu! Lampa noastră e gata! Thank you.
lampa asta e chiar magică! Imediat mi s-a umplut camera cu bunătate și lumină! Prieteni, dacă v-a plăcut DIY-ul nostru, dați-ne un like! Și abonați-vă la canalul nostru ca să nu ratați noi creații magice! Și nu uitați să faceți fapte bune, dragilor! Pa, pa!